Nu am mai fost de multicel la întâlnirile de miercuri. Am reținut și eu că s-a ajuns la capitolul 3, mai corect, ați ajuns la capitolul 3. Posibil să repet unele lucruri, dar repetiția fixează mai bine în sufletele noastre din bogățiile acestea de har. Mă uitam un pic la versetul 1, când Pavel atrage atenția credincioșilor din adunarea din Efes: iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor. Două lucruri. Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos. Și apoi motivul, zice, pentru voi, neamurilor. Dacă ne uităm la și păstrăm legătura cu sfârșitul parantezei care începe de la versetul 2, spune el, privitor la pentru voi, neamurilor, vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele, pentru voi. Aceasta este slava voastră. Când spune la început pentru voi, parcă ai tinde să crezi, Pavel, în pușcărie, pentru, din pricina credincioșilor din Efes. Acum, dacă ne aducem aminte, în Ierusalim, când este prins, unul din motivele invocate era un anume Trofin, nu? Cum se mai numea? Trofin? Efeseanul, nu? Nu știu dacă face poate și vreo aluzie la chestiunea aceasta, dar apostolul vrea să nu creadă că e o pricină negativă faptul că este în închisoare. În primul rând, el nu se vede o victimă. Este, așa cum spune în versetul atât de frumos pentru noi toți credincioși și se include și pe el însuși, în el, 12, în el avem, prin credința în el, slobozenia. Este omul în lanțuri, dar cel mai slobod, cel mai liber om posibil. Și aici cred că învățăm și noi că nu condițiile, da? Nu condițiile de afară, nu condițiile imediate definesc neapărat starea noastră sau trebuie să definească starea noastră, ci noi credincioși, înainte să fim, nu știu, în școală, înainte să fim într-o întreprindere, înainte să fim într-un spital, depinde de ce, înainte să fim într-un anumit domeniu, într-o anumită zonă, în primul rând suntem în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel vine și spune că de fapt, dacă este întemnițat, nu este al autorităților vremii. Și noi știm că el chiar a cerut la un moment dat să fie judecat de cezarul. Și până la urmă este condamnat de cezar, până la urmă. Însă el nu este o victimă a autorităților, a puterii vremelnice, ci el este un întemnițat al lui Iisus Hristos. Sigur, pot fi multe gânduri, probabil că s-au spus multe gânduri, dar mie îmi vine în minte când Domnul Iisus vorbește despre judecata de răsplătire, și asta arată că Apostolul Pavel cunoștea destul de bine evangheliile scrise, mă rog, primele care au fost scrise, sau probabil că a știut din învățăturile sănătoase ale Domnului Iisus. Și la un moment dat, Domnul Iisus, când vorbește despre judecata de răsplătire, spune: am fost în temniță și ați venit pe la mine. Întemnițat al lui Iisus Hristos. De fapt, nu Pavel este întemnițat, ci este Iisus Hristos întemnițat, după înțelegerea din Evanghelie și coroborat cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Sigur, un alt gând este că Apostolul Pavel este atât de legat de Domnul Iisus Hristos, încât fie liber, fie în închisoare, el aparține unuia singur.
Adică nu poți să-l dezlegi de Domnul Iisus, fie în viață, fie în moarte, cum spune el la Romani 8. Și apoi începe paranteza aceasta, încerc să fiu foarte succint, mi-a plăcut foarte mult modestia apostolului Pavel, deși versetul 2, când începe paranteza aceasta, vorbind despre isprăvnicia aceasta care i-a fost dată să vorbească despre taina ascunsă în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos de veacuri și n-a fost făcută cunoscută niciunora dintre sfinți, nici lui Moise, nici lui Ilie, nici lui Ioan Botezătorul, ci taina aceasta i-a fost descoperită lui. Și când vorbește despre aceasta, împletește siguranța unui om responsabil pentru slujba pe care a primit-o, pentru a administra bunurile acestea dumnezeiești din partea Domnului Iisus Hristos, pe de o parte această siguranță și apoi modestia, smerenia care strălucește în modul lui de a se exprima. Când vorbește în versetul 2, dacă cel puțin ați auzit despre isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Când citești prima dată cuvântul acesta, dacă cel puțin ați auzit despre isprăvnicia harului dată mie, parcă prima dată tendința o ai să zici, măi, toți trebuie să audă despre ce ți-a dat ție Dumnezeu. Deci prima tendință este un pic așa, când asculți prima dată cuvintele acestea. Însă imediat apare cuvântul de adâncă smerenie, măcar că este cuvântul acesta de dulceață pentru el, legat de isprăvnicie, isprăvnicia harului lui Dumnezeu. Că pe merit nu merita nimic apostolul Pavel și nimeni dintre noi, dar vorbim acum de apostolul Pavel, conștient a fost de nevrednicia lui până a intrat în veșnicie. Și tot ce a făcut, tot ce a slujit omul acesta a fost doar prin harul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta a fost atât de dulce pentru viața apostolului Pavel, pentru că, așa cum spune el, prin har suntem ceea ce suntem. Spuneam că este cuvântul acesta, dacă cel puțin ați auzit. Și apoi spune el, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Acum revin un pic la primul verset și dacă este să mai adăugăm ceva, Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor, înțelegem cum Pavel privește etapa aceasta din temniță. Privarea lui de libertate, aparent privare de libertate. Și aș vrea să subliniez din contextul mai larg două preocupări care poate nu i-ar fi fost atât la îndemână dacă ar fi fost în libertate. Măcar că el știa ce să facă și în libertate. Una este aceasta, vă scrisei despre această taină în puține cuvinte, aici în închisoare v-am scris. Și într-adevăr nu este singura epistolă, deci atât o preocupare pe care o are, aș putea spune, Paul, răgazul acesta din închisoare, l-a ajutat să poată să scrie aceste minunății. Și al doilea lucru, ca preocupare a apostolului în închisoare, zice, îmi plec genunchii pentru voi. Genunchii lui, picioarele lui, sigur, se ruga, nu ne le păr, zice, zi și noapte, dar erau atât de alergate picioarele lui, încât acum în temniță avea mai mult timp să se roage pentru sfinții, pentru care a alergat să le vestească Evanghelia și într-un fel să le facă ceva cunoscut din aceste taine, dar iată acum are timp mai la îndemână, timp mai din belșug și să scrie mai în detaliu și să se roage pentru ei. Și aici eu aș vrea doar să fac ca o atenționare. De multe ori noi n-avem timp nici măcar să ne rugăm 5 minute pe zi.
Nu că alergăm ca Pavel să vestim Evanghelia la alți pierduți, ce bine ar fi, dar suntem atât de preocupați încât dacă ne facem așa un mic, o mică cercetare, cam cât timp ne plecăm genunchii, cam cât timp reușim să citim din ce ne-a scris Apostolul Pavel din închisoare, s-ar putea să ne fie un pic rușine, poate la unii dintre noi, și atunci aș avea un gând. Nu e doar o atenționare în dragoste, Dumnezeu știe să ne facă timp. Apostolul Pavel era foarte preocupat, era foarte preocupat să vestească Evanghelia, dar acum era necesar ca cei care au primit Evanghelia prin vestirea lui să fie consolidați. Și consolidarea era printr-o învățătură mai profundă și prin această slujbă a rugăciunii. Și poate ar trebui să ne gândim la lucrul acesta. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, ne arată încă o dată modestia, smerenia Apostolului Pavel. Nu poți să vorbești din ale lui Dumnezeu fără descoperire de la Dumnezeu. Acum aș vrea să spun că despre Hristos și Biserică, despre Domnul nostru Iisus Hristos și Biserica sa, care este taina, Hristos și Biserica este taina cea mare, poate după un alt cuvânt, taina tainelor. Dumnezeu a dat revelații Apostolului Pavel. Însă noi, ca să înțelegem cele scrise de Apostolul Pavel, avem nevoie de această descoperire personală, ca să intrăm în rezonanță cu ele. Adică, altfel ele rămân niște litere moarte, niște cuvinte care ori spune ceva, dar nu au legătură cu noi dacă nu există iarăși revelație, descoperire. Și ori de câte ori ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie să trăim și noi această dependență de cel care descoperă. Ne aducem aminte de pildă Iosif, tânărul Iosif, smerit în felul lui cum era, când se înfățișează în fața lui Faraon și Faraon îi spune: am auzit despre tine că știi să descoperi tainele, visele. La care Iosif zice: nu eu, zice Dumnezeu. Dumnezeu, nimeni nu știe, Dumnezeu știe totul și mi-a spus și mie. Daniel de asemenea. Deci iată un Dumnezeu care este mereu disponibil să descoperă și abia așteaptă inimi doritoare pentru descoperirile lui. Aceasta învățăm din modestia, din smerenia Apostolului Pavel. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta și noi o putem să ne o asimilăm, putem să ne bucurăm de ea atunci când descoperirea aceasta este personală prin Duhul Sfânt, atunci când citim, când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prezentat ca și în seriile acestea de miercuri. Este rândul credincioșilor, da, Dumnezeu mi-a descoperit-o mie, eu vă scriu și voi acum o citiți. Dumnezeu mi-a descoperit-o, eu scriu despre ea, nu că m-aș pricepe eu să scriu așa ceva, dar Dumnezeu mi-a descoperit-o și acum voi citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Sigur, iarăși aici când te uiți la prima vedere ai impresia că Apostolul Pavel vorbește despre tine, sine, priceperea pe care o am eu despre, dar să nu uităm, în capitolul 1 el face această rugăciune pentru credincioși și valabilă și pentru el. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Priceperea pe care o am, pe care o am, nu este de la mine, pe care o am, vrea să spună, pe care am primit-o și eu și mă rog ca și voi să primiți această pricepere ca să puteți înțelege. Care n-a fost făcută taina aceasta cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Iarăși smerenia Apostolului Pavel, care știe să aprecieze echipa. Știa că biserica nu este întemeiată pe el, apostolul, și să-i excludă pe ceilalți,
Și apostolul înțelege că taina aceasta este descoperită apostolilor. Așa spune el aici, care n-a fost făcută cunoscută înainte, dar a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Într-adevăr, biserica este întemeiată pe descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o apostolilor și pe învățătura pe care apostolii au dat-o credincioșilor care fac parte din biserică. Și apoi este descoperită, este descrisă într-un verset de esență această taină, această taină care este o minune, este o minune dumnezeiască, este inexplicabil, este inexplicabil în întreaga istorie a omenirii, ceea ce spune versetul 66, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup. El vorbește din punct de vedere al evreului. El vorbește din punct de vedere al evreului. Sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Evanghelia este puterea pentru mântuirea fiecăruia care crede, spunea el altădată, întâi a iudeului și apoi a grecului, și în perioada aceasta de har, prin Duhul Sfânt, pe cei doi îi aduce împreună, ceea ce n-a existat vreodată în istorie. Sigur, s-a spus lui Avram, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine, în sămânța ta, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat și așa mai departe. Însă binecuvântarea aceasta, ca să fie egali, comoștenitori evreii și neamurile n-a mai existat în altă perioadă. Și aceasta ne ajută și pe noi să înțelegem ce mare este puterea Harului Crucii Domnului nostru Iisus Hristos, a jertfei sale, a puterii învierii Lui pentru păcătoșii din perioada Harului. Și desigur că aici, dacă lumea ar avea ochi să vadă, sigur, acum, într-adevăr, trăim și noi vremea aceasta în care biserica, privind spre mărturia ei văzută, se află în general în dezastru, dar rămâne totuși biserica potrivită cu planul lui Dumnezeu, biserica cunoscută de Dumnezeu între cei credincioși, chiar și din vremea aceasta, pentru că după adevărul Scripturii, orice copil al lui Dumnezeu adevărat acceptă pe toți copiii lui Dumnezeu adevărați. Acceptă pe toți copiii lui Dumnezeu adevărați, indiferent din ce neam este, din ce confesiune este, dacă confesiune creștină, bineînțeles, care recunoaște pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, dacă este copil al lui Dumnezeu, este imposibil să nu accepți și pe ceilalți copii ai lui Dumnezeu, privind spre biserica. Dar sigur, acum repet, noi nu trebuie să ne hrănim din mărturia atât de dezastruoasă a bisericii văzute, ci trebuie să ne hrănim, să privim spre bogățiile acestea ale cuvântului descoperit în aceste scriere ale Apostolului Pavel privind biserica, și de aici să ne hrănim credința noastră și mărturia noastră să poată rezida din această hrănire cu cuvântul credinței, cuvântul care apoi ne ajută să, în primul rând, să avem discernământ, ce înseamnă cineva să fie copil al lui Dumnezeu, sigur că da, prin Duhul Sfânt, și apoi să fim în stare să iubim pe toți copiii lui Dumnezeu care formează biserica. Apostolul spune că el este slujitor al acestei minuni, care este taina aceasta, biserica formată și dintre evrei și dintre neamuri, al cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului lui Dumnezeu. Aici apare iarăși smerenia, slujitor după dar. Și ce dar ai pe care să nu-l fi primit? Învață el pe credincioșii din Corint. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum când vorbești de dar, nu te poți lăuda. Deci nu te poți lăuda pe tine, pentru că vorbești de dar, este imediat îți dai seama că nu ai niciun merit pentru dar. Darul nu este pe... Darul este dat în suveranitate de Dumnezeu care dăruiește. Darul Harului lui Dumnezeu, dat mie
prin lucrarea puterii lui. Iarăși ne uităm la micuțul acesta de Pavel, câtă putere, câtă energie, câtă energie, de unde să ai energie? Este adevărat că avea energie și înainte, energie religioasă, energie, dar spunea el, lucram din neștiință în necredință și era în solda aceasta a vrăjmașului care se folosește și de religie. Câtă energie și atunci, dar este incomparabil după ce se întoarce la Dumnezeu, câtă energie dă Duhul Sfânt acestui om, care am putea spune o mână de om, dar de care Dumnezeu s-a folosit pentru atâta bine pentru biserica, nu doar contemporană lui, ci în toate veacurile, și iată și noi ne hrănim sufletele din aceste învățături, din aceste descoperiri dumnezeiești date după darul harului lui Dumnezeu. Prin lucrarea puterii lui făcea apostolul această slujbă. Aici aș vrea să spun iarăși pentru cei care, și o să mă opresc, eu m-am ridicat așa, nu știu, probabil că trecuseră pe aici, dar am zis să spun câteva gânduri din partea asta introductivă. Vreau să spun așa, în legătură cu cei care doresc să slujească lui Dumnezeu, aș avea așa gândul acesta de încurajare. Unii se trag în lături că nu pot, unii sunt timizi, mă înscriu cu tot succesul aici, însă aș fi vrut să amintesc că mari oameni slujitori ai lui Dumnezeu n-au strălucit prin ei înșiși. De pildă, dacă ne uităm la Moise, sigur, el a fost un instruit în ale celor vremii lui, în toate domeniile de știință, de tot ce era pe vremea aceea, făcând școlile lui Faraon. Însă Dumnezeu nu l-a luat neapărat de acolo și să-l pună în slujbă. Dumnezeu l-a dus 40 de ani să fie singur, până n-a mai știut să vorbească. Că dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, când a ieșit la 40 de ani, spune că era un om puternic în cuvinte și în fapte. Deci era de neîntrecut că făcuse tot ce îi trebuia acolo în școlile lui Faraon. Dar atunci când a fost să fie chemat în slujba lui Dumnezeu, 40 de ani, Moise nu mai știa nici să vorbească bine. Și pentru că, dacă brr la stână, brr la ușă, brr la oaie, nu prea spui multe cuvinte, nu comunici prea mult. Și atunci când Dumnezeu îl trimite, ne aducem aminte de îndrăzneala lui la 40 de ani, când a încercat să facă dreptate fratelui său nedreptățit de egiptean, dintr-o lovitură l-a băgat în nisipă pe frate. Însă Dumnezeu nu are nevoie de forța, de puterea naturală, asta am vrut să subliniez. Îl izolează pe Moise, îl dezbracă de toată puterea naturală. Doamne, cum să mă duc? Nu mă duc eu, și a trebuit Dumnezeu să tragă, du-te, eu sunt gura ta, eu sunt, du-te. Și până la urmă a trebuit ca împins într-un fel Moise să plece. Și câtă putere și-a dovedit Dumnezeu prin instrumentul acesta al slăbiciunii. De asemenea, și apostolul Pavel, Dumnezeu nu se folosește de tupeul lui de dinainte. Pe unde îl trece Dumnezeu pe apostolul Pavel. De aceea sunt oameni care lucrează în forța naturală, în puterea naturală, și nu-i de mirare că fac atâta dezastru în biserică, lucrând în biserică, culmea. E nevoie de puterea aceasta naturală să ne fie zdrobită și să-și poată face loc, așa cum se spune aici, să poată să-și facă loc lucrarea puterii lui, ca apoi să strălucească smerenia aceasta. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, îl vedeați pe Saul din Tars, fiind în stare să spună vorbele astea care nu sunt spuse de complezență, adică așa formal, să zică și el că e onest, ci era conștient că e cel mai neînsemnat. Și atenție, nu dintre toți apostolii, dintre toți sfinții, cărora le slujește cu atâta drag, cu atâta devotament, încât și pușcăria, zice, e pentru slava voastră.
pentru slava voastră, spune el la un moment dat. Deci vedem așa ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu într-un om atunci când este să-l cheme să facă o slujbă pentru Domnul. Zmerenia aceasta profundă, sunt cel mai însemnat dintre toți sfinții, mie mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, pentru ca domniile și stăpânirile din toate, din locurile cerești, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Înțelegem mai bine ce spunea el în Corinteni, că Dumnezeu alege lucrurile slabe, lucrurile nebune, ca să facă de rușine pe cele tari, pe cele înțelepte ale lumii acesteia, însă nu este nevoie de înțelepciunea omenească, nu este nevoie de puterea omenească. De ce? Pentru că Dumnezeu n-are nevoie să strălucească prin, ci Dumnezeu strălucește în tot ceea ce spune apostolul aici, pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască prin biserică. Ce frumos! Apostolul Pavel nu zice prin ceea ce spun eu să cunoască domniile, ci prin biserică. Eu slujesc bisericii, biserica să fie locul în care înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu să se vadă în așa fel încât domniile cerești să rămână uimite de felul cum lucrează Dumnezeu în biserică și fie ca să avem și noi privirea comutată de la dărâmături. Dați-mi voie, am ceva proaspăt așa ca o ilustrație și m-am gândit la aceasta în Ezechiel, capitolul. Asta spre mângâierea noastră, spre încurajarea noastră, privind la realitatea bisericii de acum și ca să nu cădem în deznădejde, să știm că există realitatea bisericii în Dumnezeu, în Hristos. Ezechiel capitolul 40, promit că doar citesc versetul și nu-l comentez. Și este versetul 1 și 2. În anul al 25-lea al robiei noastre, rețineți cuvântul acesta, robie, la începutul anului, în ziua 10-a lunii a 14-a, ziua 10-a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, deci ce cuvânt era? Robie, și mai reținem cuvântul acesta, dărâmare, dărâmături. Tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel. Și dacă citiți mai departe, m-a dus acolo în niște vedenii Dumnezeu și m-a așezat și acolo vede templu, acolo este templu, acolo era unde era în realitate Ezechiel, era dărâmat, era robie, dar unde îl duce Dumnezeu este templu intact. Și aici ar trebui să privim și noi biserica cea slăvită a Domnului Iisus Hristos prin credință în descoperirea pe care ne-o dă Dumnezeu și de această biserică să știm că suntem alipiți și să ne comportăm ca unii care facem parte din această biserică, iar ca slujitori să fim conștienți că suntem chemați să slujim acestei slăvite biserici a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.